Moment istoric în viața societății de cruce roșie din România. De 4 iulie, în anul 1876, pe locul spitalului Colțea de astăzi din București, lua ființă Societatea Națională de Cruce Roșie. Prin urmare, astăzi sărbătorim un eveniment important, marcarea a 140 de ani de activitate neîntreruptă pentru cel mai important ONG din România. La 140 de ani de când s-a înființat această organizație neguvernamentală, rămâne la fel de implicată în comunitate prin acțiunile umanitare. Dacă inițial a apărut ca organizație de sprijin în acordarea primului ajutor în conflicte armate, spectrul activităților Crucii Roșii s-a lărgit, având în momentul acesta implicare în viața comunităților, în intervenție în caz de dezastre, în pregătirea populației prin noțiuni de prim ajutor, în promovarea voluntariatului, în colectarea de sprijin pentru familii și persoane defavorizate. Voluntarii, colaboratorii și sponsorii vor primi diplome aniversare de recunoștință semnate de principesa Margareta. Moștenitoarea tronului României a fost aleasă președinte al Societății Naționale de Cruce Roșie anul trecut, continuând o tradiție a familiei regale începută de Regina Maria. Vrem să mulțumim astăzi personal fiecărei instituții partenere, fiecărui om care și-a acordat puțin din timpul liber pentru a ajuta Crucea Roșie Română. Crucea Roșie Olt se bazează pe 50 de voluntari activi, adică oameni care vin la sediu de cel puțin 2 ori pe săptămână. Mai multe despre Crucea Roșie, dar și cum puteți deveni voluntari pentru a ajuta pe semenii voștri în momente critice ale vieților, aflați de la președinta Simona Capisizu, invitată la emisiunea Perfectul Simplu de miercuri 6 iulie.